Al democrat, premierul Mihai Tudose se împotriva proiectului de lege privind statutul casei regale, inițiat de președinții celor două camere, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. În timp ce guvernul susține că va da aviz negativ, parlamentarii PSD laudă proiectul prin toate cercurile. Mai mult, Nicolae Bădălău chiar i-a atras atenția premierului că nu are dreptul să-și dea cu părerea în această privință. Eu m-am exprimat o punct de vedere personal. Încă nu este un punct de vedere la guvern, încă nu a ajuns pe ordinea de zi. Deci, probabil că va fi ceva de genul următor de la guvern. Utilitate publică pentru Casa Regală, da, ca și fundație. În ceea ce privește drepturile urmașilor, ca și la nivel de urmași de șef de stat, păi nici la alți șef de stat nu avem aceste drepturi. Dacă dăm la toți urmașii șefilor de stat... Președintele Senatului, în schimb, susține proiectul prin care Casa Regală ar deveni persoană juridică de drept privat și ar avea statut de utilitate publică. Cred că proiectul pe care l-am inițiat împreună cu președintele Camerei Deputaților nu face decât să recunoască odată în plus rolul pe care l-a avut monarhia și Casa Regală în România, și această recunoaștere trebuie să se realizeze într-un mod concret și util pentru România. Cred că ar fi, dacă vreți, din partea noastră, un gest de minimă recunoștință și apreciere pentru a da un statut de instituție de interes public Casei Regale. Totul până la bani. Când vine vorba despre banii de la buget, Tăriceanu schimbă foaia. Nu dăm niciun ban Casei Regale, să fie foarte clar. Există însă în proiectul de lege prevederea potrivit căreia va exista un aparat de lucru care să ajute Casa Regală să-și asigure funcțiile de reprezentare publică și care urmează să fie făcut, să fie plătit de la buget. Iar președintele Senatului nu este singurul care i-a dat peste nas premierului. Și al doilea om din PSD, Nicolae Bădălău, l-a pus la colț pe Tudose. E părerea adesului vis-a-vis de guvern. Ceea ce hotărâm noi în Camera Deputaților și Senat e cu totul altceva. Domnul Tudose nu-i președintele partidului. În timp ce politicienii se ceartă, Casa Regală rămâne în doliu. Familia regală își va petrece Crăciunul și Anul Nou la Săvârșin, acolo unde i-a sfătuit premierul să meargă. Singurii colindători care vor călca pragul Casei Regale în preajma sărbătorilor vor fi dubașii din Săvârșin, care însă nu vor cânta, ci vor păstra un moment de reculegere în memoria regelui. Alcoolul face din nou